Compania Romgaz a sărbătorit marți 110 ani de la înființarea sa. Cu acest prilej a fost organizat un eveniment festiv la sala Traube, care s-a bucurat de participarea numeroși invitați. În anul 1909 a fost descoperit la Sărmășel, în județul Mureș, primul zăcământ de gaze naturale din bazinul Transilvaniei. În timp ce se fora la peste 300 de metri adâncime pentru săruri de potasiu, au izbucnit libere gaze naturale, iar acest fenomen a marcat începutul unei industrii acum seculare. Romgaz a devenit o companie europeană de top și este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale al României. În peste un secol de activitate, Romgaz și-a continuat misiunea pentru care a fost inițial creat, depășind bariera timpului și împingând limitele dincolo de percepții. Suntem cu toții aici pentru a recunoaște profesionalismul, ambiția, determinarea și capacitatea profesională a celor care au ridicat Romgazul și l-au adus ca o companie de top pentru economia românească. Omagiem pe cei care nu mai sunt lângă noi, s-au avut o contribuție esențială în compania noastră și în industrie, aplaudăm pe cei care au scris istorie și astăzi sunt lângă noi pentru a sărbători acest moment important și ne dorim ca misiunea Romgaz să continue, oferind generațiilor viitoare posibilitatea de a descoperi tainele unor ramuri ale industriei care nu va apune curând. Romgaz a parcurs un drum lung pe scara dezvoltării sale, de la o companie de nivel local la una cu caracter internațional, zicem, încadrându-se astăzi în rândul companiilor europene de top. Acest lucru s-a datorat echipei care lucrează în companie și când vorbesc de echipă mă înclin în fața tuturor colegilor de la sonde, din sucursale, din filiale și a întregului personal al societății noastre. Cred în munca de echipă, mizez pe profesionalism și corectitudine și sunt ferm convins că doar împreună putem depăși barierele timpului și ale istoriei. Printre invitații prezenți la Mediaș a fost și secretarul de stat Florin Ciocănelea, care a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 110 ani de Romgaz. Mă simt foarte onorat să fiu astăzi aici cu dumneavoastră, mai ales că fac și o parte din marea familia oamenilor de petrol și gaze din România și sunt foarte mândru cu asta. Mai întâi de toate vreau să vă transmit din partea doamnei prim-ministru salutul dânsei și aprecierea specială, având în vedere că și dânsa este din aceeași familie, aprecierea dânsei pentru tot ceea ce faceți și cum faceți. 110 ani înseamnă foarte mult. Și înseamnă foarte multă experiență, înseamnă foarte mult efort și înseamnă foarte multe realizări. Dar cred că ați ajuns la momentul în care trebuie să treceți un prag. E foarte bine, foarte frumos să vă mândriți cu cei 110 ani, dar e momentul să priviți în viitor și să gândiți Romgazul că trebuie să devină nu o companie numai cu trecut, ci o companie și cu viitor. În cadrul manifestării de la sala Traube au fost premiate personalități ale industriei gazului metan, oameni a căror viață a fost strâns legată de activitatea gazieră. Printre aceștia s-au numărat Emil Blaga, Ștefan Man, Ioan Chețan, Nicolae Dragomir, Petre Niță, Marcel Piteiu, Radu Gheorghe, Pantelimon Avram, Ilie Lața, dar și Ioan Rusu. Vreau să felicit Romgazul pe toți cei care sărbătoresc astăzi această frumoasă vârstă de 110 ani, de când lucrează la această activitate. Dar, doilea rând, și nu mai bine ziceam în câte rânduri sau în ce ordine, cred că merită să adresez felicitări și sănătate bună tuturor celor care au fost aici și care puteți spune că au scris istorie, tuturor celor care de la mulți dintre ei am învățat foarte mult în activitatea mea. Eu nefiind un specialist atunci când am terminat facultatea în acest domeniu, cu toate că am copilărit și am crescut în familie de gaziști, n-am crezut că după facultate o să ajung să lucrez în gaz metan, fiindcă sunt un absolvent de facultate tehnic-mecanică, dar cred că, așa cum zicea și bunul meu prieten Mircea, influența acest aer al gazului metan din orașul ăsta va determina și pe mine să intru în rândul gaziștilor și probabil va determina și să depun toate eforturile să ajung la o activitate care să de care să mă despart în curând, fiindcă se pare că eu sunt singurul dintre cei care mai activez la ora actuală și care au fost prins de
aici premiați. În cadrul evenimentului prilejuit de aniversare a 110 ani, de Rongaz a avut loc și o sesiune științifică la Muzeul Gazelor Naturale.